Uite o mică greșeală în The Hobbit. Scena în care Gandalf a găsit sabia în țepătura și cea în care i-a dat-o lui Bilbo au fost filmate la câteva luni depărtare. Iar drept consecință, în prima scenă sabia este extrem de murdară, în timp ce în a doua este ca și nouă. Asta în timp ce ele se întâmplă la maxim un minut depărtare în cronologia filmului.